acest briefing. Platforma Demnitate și Adevăr cere în continuare deschiderea unui număr mai mare de secții de votare în străinătate. Printr-un briefing de presă, președintele formațiunii Andrei Năstase a făcut un apel către Comisia Electorală Centrală și Ministerul Afacerilor Externe să asigure dreptul la vot al cetățenilor din diaspora, astfel încât oamenii să nu stea în soare la cozi interminabile. Lăsați diaspora să voteze. Este dreptul a peste 1 milion de moldoveni pentru care ne vom bate până la capăt în instanțe, în viitorul Parlament și Guvern. Andrei Năstase a mai declarat că termenul de 35 de zile prevăzut pentru organizarea secțiilor de votare nu este un impediment pentru suplimentarea numărului acestora. Năstase susține că expirarea celor 35 de zile nu exonerează CEC de obligația de a oferi cetățenilor de peste hotare posibilitatea să-și exercite dreptul la vot. Marți, CEC a anunțat că în diaspora vor fi deschise 150 de secții de votare.